Până în această seară, la ora 23, județul Mehedin se va afla sub incidența atenționării meteorologice cod galben, ce vizează instabilitate atmosferică temporar accentuată, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. Sunt prognozate descărcări electrice, averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi și de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulări de apă, ISU Mehedin recomandă cetățenilor să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. Facem apel la cetățeni să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. Totodată, în cazul manifestării vântului puternic, aceștia trebuie să rămână în spații închise care să le asigure protecția și să evite deplasările. Parcarea autoturismelor se va face în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store sau App Store.